Examenul de bacalaureat se apropie cu pași repezi, deci cresc și emoțiile liceenilor. De ieri, liceenii claselor a 12 și a 13 au intrat în perioada de pregătire a examenului de maturitate potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetări Științifice. Potrivit calendarului pentru bacalaureat 2015, elevii vor susține proba orală la limba română luni 8 iunie. Examenul se va încheia pe data de 10 iulie prin afișarea rezultatelor finale după rezolvarea contestațiilor. Probele scrise ale primei sesiuni de bacalaureat vor debuta la sfârșitul lunii iunie. 29 iunie limba și literatura română, 30 iunie limba și literatura maternă, 1 iulie proba obligatorie a profilului. 3 iulie, proba la alegerea profilului și specializării, 6 iulie, afișarea rezultatelor până la ora 12, 6 iulie, depunerea contestațiilor între orele 12 și 16, 7-9 iulie, rezolvarea contestațiilor. 10 iulie, afișarea rezultatelor finale la examenul de bacalaureat 2015, sesiunea iunie-iulie 2015. Pentru cei care nu promovează prima dată, a doua sesiune a examenului de bacalaureat din 2015 va avea loc în perioada august-septembrie, înscrierile fiind programate între 13 și 17 iulie. Anul trecut la bacalaureat au promovat 71%, adică 93.433 de elevi, dintre cei 131.571 de absolvenți de clasa 12-a din promoția 2014, care s-au prezentat la examene. În cazul absolvenților promoțiilor anterioare care au susținut bacalaureatul în 2014, rata de promovare a fost de 30,89%.